Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Iulian Bică. Bună seara! Bună seara! Muzica este binevenită în viața noastră! Am scris această piesă când eram puțin nervos. Muzica e viața mea! Se numește Bărbații rași pe picioare. Până acum e bine! Par niște oameni normali, unii chiar au serviciu, dar știu că orice om are un viciu. Ei se trezesc dimineața având un singur gând, pe alții ca să egaleze, ei trebuie să se epileze. De ce se rat pe picioare? Îmi spune cineva oare ce au cu acele picioare? Sunt bărbații pensați și rași, clienții saloanelor. Ei cred că asta e dorința fetelor sau băieților. Andy și Cosi merg la salon, o roagă pe tipă să-i facă beton. Fata îi întreabă, epilat total. Costi îi spune, sună bestial. Iar când se înoptează, în pat ei optează, așteaptă să se trezească, să nu lase părul să crească. Crească! Sunt bărbații cu mocasini, parcă vor să rămână virgini. Cu cele mai scurte șosete, transparente și cochete. Bărbații rași pe picioare, bărbații rași pe picioare, bărbații. Dar nu am nimic cu sportivii. Așteptam ceva la sfârșit. Așteptam ceva la sfârșit. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.